Vă salut, dragi prieteni, și vă spun și în seara aceasta, bun venit la emisiunea Vieți Schimbate. Iată-ne din nou împreună și în seara aceasta dorim să descoperim lucruri fascinante din Cuvântul lui Dumnezeu și dorim să aducem acea prospețime în sufletele noastre atunci când deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, atunci când citim ceea ce ne spune El aici. Sunt foarte uimit de multe ori de faptul că există atâta încrâncenare, atâta luptă între noi ca oameni din cauza ideilor pe care le avem, din cauza sistemelor teologice pe care le avem, din cauza bisericii în care facem parte, din cauza statutului financiar. Sunt atât de multe lucruri care ne determină uneori să intrăm ori în defensivă, ori să fim ofensivi față de ceilalți, chiar incisivi. Domeniul religios s-a dovedit de-a lungul timpului a fi un mobil extraordinar pentru ceea ce înseamnă lupte între oameni, războaie, vărsare de sânge, încrâncenare, ură, chiar între popoare creștine care făceau obiectul unor alte convingeri religioase sau făceau parte din alte biserici. Aș vrea să mergem pe fir puțin în Sfânta Scriptură, să vedem câteva lucruri, să vedem că Dumnezeu este un Dumnezeu al tuturor, că Dumnezeu nu a dat o religie anume pe care să spună asta este a mea, Dumnezeu nu a spus doar... Faptul că o singură biserică are tot adevărul, deși fiecare dintre noi credem lucrul acesta, pentru că ar fi ilogic să stai într-o biserică despre care tu să crezi că nu este adevărată. Însă, aș vrea să înțelegem, dragii mei, că Dumnezeu este Dumnezeul tuturor oamenilor, că ne iubește pe fiecare dintre noi, că suntem copiii Lui, chiar dacă avem orientări religioase, sau anumite gândiri care sunt diferite și care nu seamănă una cu cealaltă. Pentru că au existat atâtea lupte, pentru că există atâtea lupte, pentru că există atâta încrâncenare în biserici și biserici contra bisericilor, aș vrea să vedem cum apare relația aceasta dintre Dumnezeu și oameni, Dumnezeu și popoare în Sfânta Scriptură și la ce se uită Dumnezeu în primul rând atunci când intră într-o legătură cu noi. Plecăm de la Cartea Genesei, da? Acolo unde Dumnezeu a făcut pe primii oameni. Și întrebarea mea este, ce religie au avut Adam și Eva? Și bineînțeles, fiecare dintre noi o să începem cu explicații. O, oh, a fost adventist, a fost penticostal, a fost evanghelic, a fost luteran, a fost reformat, a fost catolic, a fost ortodox. Da? Niciuna din toate acestea. Au fost oameni în legătură cu Dumnezeu. Adam și Eva nu au avut nicio religie. Probabil că ne scărpinăm un urechi și încercăm să găsim o explicație. Bine, bine, dar ce sunt religiile până la urmă? După ce am studiat mai mult timp și după ce am observat tot acest teatru de luptă, această arenă de luptă interconfesională, mi-am dat seama că religiile nu sunt altceva decât o interpretare sau un mod de înțelegere a scripturii și a ceea ce a spus Dumnezeu în scriptură. Unii acceptă și alte scrieri ca autoritate față de scriptură, tradiția. Sfinții părinți, scrierile patristice și așa mai departe. Însă, chiar și cei care spun că ei cred doar în Sfânta Scriptură, mai au și alte tradiții de interpretare care fac parte din religia respectivă. Unele sunt zonale, altele sunt la nivel global, dar ideea este că religia reprezintă un anumit fel de interpretare a Scripturii, a Cuvântului lui Dumnezeu, un sistem. Mai bine sau mai puțin articulat, de înțelegere și de explicare a scripturii, și în ceea ce privește ritualurile, și în ceea ce privește practicile pe care unii le interpretează într-un fel sau altul din Sfânta Scriptură. Astea sunt religiile, până la urmă. Și de aici să mergi și să spui. Că doar religia mea este adevărată, doar eu am dreptate, doar dacă ești în biserica mea poți să fii mântuit, mi se pare o idee cam trasă de păr. Pentru că nu este biblică. Și o să vedem câteva exemple care ne demonstrează că Dumnezeu a interacționat mântuitor cu alte popoare, cu alți indivizi care nu făceau parte din poporul ales. Cu alți indivizi care nu aveau religia respectivă, dar aveau credință în Dumnezeu, se temeau de Dumnezeu, aveau valori, aveau principii, credeau în Dumnezeu. Și aici am amintit deja uh, despre Adam și Eva, care au fost primii oameni care nu au avut o religie. Nu au avut o religie. Dacă dumneavoastră vreți să puneți eticheta religiei dumneavoastră este alegerea pe care o faceți. Însă nu înseamnă că așa a și fost. Și putem să aducem argumente istorice, că noi suntem mai de mult, voi sunteți mai de aproape, noi suntem, eu știu, de câte sute de ani sau de mii de ani, dar nu stau în picioare dacă ai o logică sănătoasă și o rațiune sănătoasă. Îți dai seama că din punct de vedere faptic lucrurile n-au stat așa. Au fost oameni creați de Dumnezeu, li s-a dat o credință, li s-a oferit acea învățătură direct din partea lui Dumnezeu, însă ei nu au avut o religie. Au avut credință, au avut legătură cu Dumnezeu, dar nu au avut o religie. Apoi, dacă ne gândim la Melchisedec, la da, Geneza, capitolul 14, acolo când Avram pleacă la război împotriva împăraților și după ce se întoarce de la acel război, spune cuvântul că Avram s-a întâlnit cu Melchisedec, cu Salemului și în momentul în care are loc această întâlnire, spune cuvântul lui Dumnezeu că Avram i s-a închinat și i-a dat zeciuială din tot ceea ce avea. După ce s-a întors versetul 17, Avram de la înfrângerea lui Chedor la Omer și a împăraților care erau împreună cu el, împăratul Sodomei a ieșit în întâmpinare în Valea Șave sau Valea Împăratului. Melchisedec, fiți atenți, împăratul Salemului a adus pâine și vin, el era preot al Dumnezeului Celui Preanalt. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis, binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel preanalt care a dat pe vrăjmașii tăi mâinile tale. Și Avram i-a dat zeciuială din toate. Foarte interesant. Apare misterios acest Melchisedec. Unii spun că este vorba despre Isus Hristos, pentru că ținutul acel al Salemului, zona aceea în care era, era extrem de nelegiuită și ar fi puțin explicabil ca el să fie un împărat peste o împărăție sau peste o regiune care era destul de nelegiuită. Dar, în fine, ideea este că acest Melchisedec, ori era Isus Hristos, ori dacă era dintre alte popoare, stai și te întrebi ce era cu religia lui. Că nu era ca Avram. O fi fost semit? Da, probabil că erau popoare înrudite în zona aceea. Dar era și el un preot al Dumnezeului celui prea înalt, care prefigurează un anumit tip de preoție despre care se vorbește în Cartea Evrei, dar nu era de aceeași religie cu Avram avea credință în Dumnezeu, era preot al Dumnezeului celui prea înalt, Avram îi se închină, îi dă zeciuială din toate, dar cu privire la religie, posibil să fi fost diferită. Da? Deci îl avem pe Avram, care avea o anumită religie, o anumită credință, îl avem pe Melchisedec, apoi lucrurile nu se opresc aici, dacă mergem mai departe, îl găsim pe Ietro, Ietro, socrul lui Moise, spune Scriptura că era preot al Dumnezeului celui prea înalt. Altul. Era madianit, era tot în bazinul ăsta al popoarelor semite, dar totuși destul de diferit ca orientare religioasă, dacă putem spune așa, și totuși era preot al lui Dumnezeu. Și dacă mergem și mai departe în, în scriptură, putem găsi multe, multe astfel de exemple care ne arată că religia, modul de a înțelege anumite detalii nu este atât de important în ochii lui Dumnezeu, ci este foarte important să înțelegi lucrurile de bază care au de-a face cu mântuirea. Este clar, dacă un. Un anumit aspect în Biblie apare negru pe alb, o anumită interdicție a lui Dumnezeu apare negru pe alb, trebuie să o respecti. Și dorința este să respecti acele cereri ale lui Dumnezeu și acele porunci care apar explicit acolo. Însă, atunci când sunt interpretate diferit, nu poți să-l acuz pe celălalt și să spui: Tu nu o să fii mântuit pentru că nu crezi în punctul acesta exact cum cred eu. Și pentru că nu ai. Religia pe care o am eu, s-ar putea ca Dumnezeu să pună o umbrelă deasupra ta și să nu mai dea ploaie, să nu mai dea lumină, să nu mai dea soare. Lucrurile acestea au creat multe tensiuni în timp. Dar, observând ceea ce face Dumnezeu în Sfânta Scriptură, în planul de mântuire, îmi dau seama că Dumnezeu privește mai de sus lucrurile și își dă seama că. Noi avem o înțelegere limitată a lui în spațiu și timp, condiționată cultural și de multe alte aspecte. L-am văzut pe Melchisedec, căruia Avram i se închină, îi dă zecială. L-am văzut pe Moise, care are un socru, care era și el preot al Dumnezeului cel prea înalt. Nu era din seminția lui Aron, nu era evreu, nu era din poporul ales, așa cum ne place nouă să spunem și să luăm această sintagmă asupra noastră, de la evrei să punem asupra bisericii noastre. Noi suntem poporul ales, noi suntem cei care continuă ceea ce au început uh, evreii în legământ cu Dumnezeu. Însă, sunt multe exemple în Sfânta Scriptură care ne arată faptul că oamenii au avut legătură cu Dumnezeu, au avut credință în Dumnezeu. Chiar o credință mântuitoare, nefăcând parte din poporul lui Dumnezeu. Ce facem cu Naaman? Spune Cuvântul lui Dumnezeu în 2 împărați, capitolul 5, că Naaman, după ce a venit la Elisei și a fost vindecat de lepră, el era un păgân, da? Era unul dintre neamuri, goim, da? A venit, a fost vindecat, a fost convins că Dumnezeu este Dumnezeul lui Israel. Și după ce se întoarce de la Iordan, Naaman îi face o rugăminte lui Elisei și spune așa: După ce a vrut să-i dea bani și daruri pentru vindecare, Elisei refuză și spune versetul 17: Că atunci Naman a zis, fiindcă nu vrei să primești tu, îngăduie să se dea robului tău pământ cât pot duce doi catâri, căci robul tău nu mai vrea să mai aducă altor Dumnezei nici ardere de tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului. Deci ia pământ cât poate să ducă doi catâri, ca pe pământul acela el să slujească Domnului, să nu mai aducă jertfe altor Dumnezei, dar Fiți atenți. Iată totuși ce rog pe Domnul să ierte robului tău. Când stăpânul meu intră în casa lui Rimon, o zeitate păgână, să se închine acolo și se sprijinește pe mâna mea, mă închin și eu în casa lui Rimon să ierte Domnul pe robul tău când mă voi închina în casa lui Rimon. Păi stați un pic că e scurt circuit aici. Pe de o parte spune Naman, de azi înainte eu mă închin doar Domnului, aduc jertfă doar Domnului, nu mai aduc jertfă altor Dumnezei, dar când stăpânul meu se duce în templu idolatru, în casa lui Rimon, acolo să știi că mă închin și eu în casa lui Rimon. Păi cum merge? Cum se împacă una cu alta? Pentru că se bat cap în cap, sunt religii diferite. Cum a tratat Elisei problema? Elisei a zis, du-te în pace. Ar fi trebuit să spună, bă băie, te stai un pic, urmează cursul de catecheze, vrei să te faci evreu de o credință cu mine, păi nu merge așa. Păi până când nu te depăduchezi și nu te deparazitezi de toate învățăturile astea păgâne pe care tu le ai, nu merge așa. Cu toate că primise o parte bună din adevărul lui Dumnezeu, l-a cunoscut pe Dumnezeu, totuși Elisei înțelege un principiu al Evangheliei, că oamenii nu cunosc totul deodată și că experiența cunoașterii lui Dumnezeu nu este una stereotipă, șablonată și pătrată, ci este una dinamică. Omul a înțeles că Dumnezeu este Dumnezeul adevărat, dar mai avea ceva din închinarea aceasta. Și Elisei îi zice, du-te pe pace, închină-te lui Dumnezeu și vei ajunge singur la concluzia că Dumnezeu merită doar El închinarea, adorarea și respectul din partea ta. Nu i-o rătează din scurt. De multe ori am creat antipatii, am creat am creat ură, am creat conflicte și tensiuni din cauza că am fost foarte intoleranți față de cei care nu cred la fel ca noi. Este clar, eu având profil de adventist, eu adventist o să mor, chiar dacă am anumite influențe filozofice, culturale sau dacă interacționez cu oameni care au alte păreri teologice sau religioase față de mine și poate cu unele agreez. Un catolic va fi catolic toată viața, un ortodox va fi ortodox toată viața, un baptist va fi baptist toată viața, chiar dacă se convertește într-o altă biserică și acceptă un alt crez, în sufletul lui se va închina așa cum a învățat. Și nu este rău lucrul acesta. Nu vreau să înțelegeți greșit. Nu este rău lucrul acesta. Să vă dau un exemplu. Când vorbim de raportarea la biserică, în neoprotestantism este o abordare puțin mai relaxată vis-a-vis -vis de locașul de închinare, atmosfera din casa lui Dumnezeu față de în ceea ce privește raportarea la slujbe sau la slujirea în biserică. Am avut un enoriaș în Oradea care era foarte... venise din biserica catolică și era foarte deranjat de lejeritatea cu care oamenii veneau la biserică și trecuseră în partea cealaltă, a lipsei de respect. Lipeau gume sub scaune, lăsau pahare, lăsau hârtii în biserică și era intendent. Și la un moment dat mi-a zis, frate pastor, eu nu, 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 nu pot să suport chestia asta. Eu le spun. Spune-le, frate. De ce? A fost învățat că biserica este sfântă, preotul este sfânt, slujbele sunt sfinte și trebuie abordate cu maximă seriozitate. Ei, în neoprotestantism lucrurile astea s-au cam dus puțin în derizoriu. Și dorindu-se să, să se apropie oamenii mai mult de Dumnezeu, de scriptură, de familiaritate aceasta, de iubirea lui Dumnezeu, în contrast cu rigiditatea care a existat în Evul Mediu, s-a ajuns în cealaltă extremă. Ei, omul s-a convertit în Biserica Adventistă, dar e tot, tot catolic a rămas în Sufletul lui. Un baptist, tot baptist rămâne în sufletul lui. Un penticostal, tot penticostal rămâne în sufletul lui. Și nu este rău lucrul acesta. Însă, de aici până la a trasa direcții și de a prescrie rețete mântuitoare pentru oameni, este o diferență foarte mare. Și observați că Elisei îi spune, du-te în pace. Chiar dacă o să te mai sprijin pe brațul stăpânului tău, Chiar dacă te închini în casa lui Rimon, nu e nicio problemă. Nu știu cât de toleranță am fi noi astăzi dacă am fi în locul lui Elisei. Am zice, clar, ori retez tot, ori dacă nu, nu, nu merg lucrurile așa. Apoi, mergem în Nou Testament, famenul etiopian, nu fapte, capitolul 8. Acolo spune cuvântul că Filip a fost înștiințat de Duhul lui Dumnezeu că există un famen etiopian, un demnitar trimis de la împărăteasa Candacea etiopienilor la Ierusalim. Era foarte mare la curtea acelei regine, acelei împărătese și căuta pe Dumnezeu, studia sulurile sfinte, studia scriptura. Ok, studia scriptura, dar avea o neînțelegere, nu pricepea. În cartea lui Isaia vorbește profetul despre sine însuși sau vorbește despre un altul, un Mesia, un Hristos. Și spune autorul biblic aici că Filip a luat cuvântul, versetul 35, a început de la scriptura aceasta, adică din cartea lui Isaia, și i a propovăduit pe Isus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Omul studia. Omul era interesat de mântuire, de Isus Hristos. Nu-l știa până atunci, dar el a prezentat Filip și a spus, uite, aici este vorba despre Isus Hristos. Și omul zice, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. nu, îmi zicem noi, stai, stai liniștit, langsam, nu, no, nu te stresa. Stai că trebuie să treci printr-un proces care nu spun că este rău să știi ce crezi, să ai un sistem teologic, dogmatic, articulat, să ai dovezi scripturistice, logice, și de interpretarea ceea ce crezi. Să nu ai o credință în asta haotică, numai ce te îndeamnă Duhul lui Dumnezeu. Nu există așa ceva. Vine din auzirea cuvântului, spune Pavel. Ori cuvântul se adresează minții, da? Și sufletului, dar prin minte. Nu poți să crezi niște aberații, niște lucruri care trec dincolo de rațiune. Și primește scriptura aceasta, vede că Isus este Fiul lui Dumnezeu, zice: Uite apa. Cine mă poate împiedica să fiu botezat? Dacă crezi, a spus Filip. Poți. Ei, s-a botezat, spune cuvântul lui Dumnezeu, au coborât amândoi în apă, Filip a botezat pe famet. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut, în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Filip se afla la Azot, unde s-a dus până la cezarea și propovodea Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Deci vedem un fenomen aici. Duhul lui Dumnezeu l-a îndemnat pe Filip să meargă, să-i predice Evanghelia, să-l predice pe Iisus Hristos acestui famen, dar întrebarea mea este, ce credință, sau mai bine zis, hai să o punem în contextul discuției din această seară, ce religie a avut famenul etiopian după ce a plecat de acolo? Că a avut influențe iudaice da, e clar, pentru că studia scripturile evreilor. Dar nu a avut timp să stea să devină evreu. Sau iudeu. El a plecat cu bagajul cultural pe care îl avea, cu credința lui, dar l-a aflat pe Iisus Hristos din scripturile iudeilor. Și cred că a avut dorința de a studia în continuare scripturile, L-a primit pe Isus Hristos și s-a dus și l-a predicat pe Isus Hristos în Etiopia, în zona aceea. Așa se explică faptul că există chiar biserici sabatariene în Etiopia, bisericile copte, și probabil că de acolo au auzit, sau poate au fost și alți misionari care au mers acolo și au propovăduit, dar nu poți să spui că. Ceea ce a auzit acolo famenul este 100% iudaism. Că a devenit iudeu, deodată. Și că toți cei cărora le-a predicat au devenit iudei. Până și cei care se converteau dintre neamuri. Spune Pavel că nu trebuiau să devină 100% în credință iudei. Domnule, am acceptat Evanghelia, am acceptat ceea ce spune Isus Hristos, dar. Lucrurile acestea nu mai trebuie să le facă neamurile. De ce? Pentru că nu mai sunt necesare. Și întrebarea mea este, în continuare, ce religie a avut famenul etiopian? Dacă mergem mai departe, întâlnim în Matei capitolul 8. Acolo unde este vorba despre sutașul roman, câteva Lucruri foarte interesante, pentru că Dumnezeu îl vindecă pe robul Sutașului, care era bolnav și Sutașul îi face o rugăminte, Doamne, nici nu trebuie să mai vii până la mine, pentru că și eu sunt om sub stăpânire, am sub comanda mea atâția oameni și spun unui, adu și se duce, tu care ești Dumnezeu, care ești Fiul lui Dumnezeu, poți să poruncești ca boala aceasta să înceteze. eu am credința aceasta. Dacă eu am autoritate, tu ai o autoritate mult mai mare decât a mea. Și după ce Isus a pornit spre casa lui, Suta și face rugămintea asta. Doamne, nu sunt vrednic. Te rog, nu veni. Știu că pot să faci lucrul acesta. Și auziți ce spune Isus Hristos despre el. Când a auzit Isus aceste vorbe, versetul 10 din Matei, capitolul 8, s-a mirat. Și a zis celor ce veneau după el: Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. La ce se uită Dumnezeu, în primul rând? La credința ta, nu la religia ta, care reprezintă un sistem de înțelegere. Nu spun că este bun sau rău reprezintă un sistem de înțelegere pe care îl ai la un moment dat asupra Scripturii, asupra spiritualității, asupra credinței. Religia, a, plecăm noi cu latinescu, cu religo, relegare, cu legătura dintre noi și Dumnezeu, dar până la urmă, termenul de religie s-a politizat atât de tare și de aceea oamenii au început să aibă alergie. Când au de religie, brrr, se zburlește părul pe ei și preferă spiritualitatea, să ducă în extrema aceasta un pic uh, mistică, orientală. Spiritualitatea nu e așa de incisiv ca religie. Când spui religie, ce religie ai, pac, parcă ți-a înfipt cineva un cui în frunte. Pentru că ăsta deja pune garduri. Și când ai spus ce religie, a, ești din ăla, aha. Deja îmi fac un profil mai avizat sau mai neavizat, robot, al celui cu cu care stau de vorbă și încep să-l pun în cutiuțe. A, ești penticostal, a, ești baptist, a, ești creștin după Evanghelie, a, ești luteran, a, ești reformat, a, ești catolic, ești ortodox. Și deja încep problemele. Toate le punem compartimentat și dozăm. Cu ăsta stau mai mult, cu ăsta mai puțin, cu ăsta am relații de prietenie, cu ăsta nu am, tă să mă ferez de el, ba, mi-a spus că trebuie să mă feresc ca de dracu de ei, pentru că nu reprezintă aceeași plămadă din care sunt făcut eu. Și atunci trebuie să fiu rezervat. Însă aici fiți atenți ce spune Iisus. Adevărat, adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit nu o religie, ci o credință așa de mare. Vă spun și fiți atenți, dar vă spun că vor veni mulți și accentuez cuvântul mulți, nu puțin, de la răsărit și de la apus, și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor, iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Ceea ce spune Isus aici este foarte important și ne arată că nu există o religie mântuitoare, sau un popor care are tot adevărul, și dacă ceilalți nu sunt exact în aceleași canoane și exact în aceleași păreri teologice, nu vor fi mântuiți. Este o eroare. Că Dumnezeu a dat o misiune unei biserici sau unui popor, este cu totul altceva. Că Israel a avut o misiune și are o misiune din partea lui Dumnezeu să fie lumina neamurilor, este cu totul altceva. Dar când vorbim de mântuire, aici vedem că Dumnezeu oferă mântuirea în funcție de modul în care oamenii reacționează la Evanghelie și la mesajul mântuirii. Este extraordinar și învățăm de aici. Că poți să fii într-o biserică, poți să fii în poporul lui Dumnezeu, în poporul ales, și să fii nemântuit. Poți să fii în afara poporului ales, ca să spunem așa, și în afara unor biserici care se reclamă a fi adevărate, care se declară a fi adevărate, și să fii mântuit pentru că ai credința în Isus Hristos. Aici s-a politizat foarte mult, și unii, din dorința de a atrage banii, de a atrage puterea, de a atrage și de a avea influență, au spus, domnule, lucrurile stau numai cum spunem noi. Însă Scriptura ne arată că, de fapt, lucrurile nu stau doar într-un fel: că Dumnezeu este Dumnezeul tuturor și mântuiește pe oricine vine la sine. Vor fi mulți spune domnul Isus Hristos, vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor, iar fii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților, sunt niște cuvinte foarte ascuțite și categorice din partea lui Isus. Ce să mai spunem că atunci când vorbea despre pocăință și despre legea lui Dumnezeu, Apostolul Pavel spune în epistola către Roman, la capitolul 2, atunci când vorbea despre nepocăința iudeilor și despre aplecarea oamenilor spre credință, care nu fac parte din poporul ales, zicea așa. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judești pe altul, nu te poți dezvinovăți că și prin faptul că judești pe altul te o singur, fiindcă tu care judești pe altul faci aceleași lucruri. Ai, judești pe unii că, bă, tu n-ai aceeași religie cu mine. Tu nu o să fii mântuit. Dar face exact aceleași lucruri greșite pe care le face el. Și spune Pavel, stai puțin, tu nu-ți dai seama. Tu care zici la ala să nu fure, tu furi. Tu care îi spui lui ala să nu curvească, tu curvești. Și vrei mântuirea, o pretinzi. De ce? Doar pentru că ai o altă culoare religioasă. Îmi pare foarte rău. Trezește-te. Tu nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Nu vezi că tu de fapt faci aceleași lucruri. Tu nu poți să pretinzi mântuirea de la Dumnezeu dacă trăiești în eroare, dacă trăiești în păcat, dacă faci lucruri pe care cuvântul lui Dumnezeu le condamnă. Și apoi spune așa, niște lucruri foarte interesante legate de cei care nu au auzit anumite principii teologice sau nu au auzit vorbindu-se despre legea lui Dumnezeu. În versetele 5 și în continuare spune așa, dar cum pietrirea inimitare, care nu vrea să se pucăiască, ți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui, nu după religia lui. Fiți atenți! După faptele lui. Apoi, și anume, va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Neca și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Și continuă. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege. Și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. E foarte important. Nu cei ce aud, da? Sunt neprihăniți. Înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea lui Dumnezeu. Când neamurile, măcar că n-au o lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege, își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc, sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Isus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Așadar, există o credință a inimii, o lege a Evangheliei pe care Dumnezeu a pus-o în inimile noastre indiferent de locul în care suntem, orice om are noțiunea de bine și de rău. Chiar dacă face mai puține lucruri, după cât știe, dar încât știe, el face binele. Și Dumnezeu spune că îi socotește lucrul acesta ca neprihănire. Apoi, dacă ne gândim la ce spune Pavel, că nu cei ce aud legea sunt socotiți neprihăniți, ci cei ce împlinesc legea sunt socotiți neprihăniți. Toți suntem mântuiți prin sângele lui Isus Hristos. Toți suntem părtași la mântuire prin ceea ce ne-a dat Dumnezeu ca dar prin Isus Hristos. Chiar îmi vine în minte acum o imagine a unui ghid pe care l-am cunoscut atunci când am făcut o excursie în Turcia. Omul acesta musulman, dar foarte credincios și foarte corect în credința lui. Și foarte iubitor de Dumnezeu, și iubitor de Isus Hristos, avea acasă Biblia în patru traduceri românești. Și ne-a citat din Scriptură. Și ne vorbea cu lacrimi în ochi despre ziua aceea în care ne vom revedea. Și a spus, eu cred că nu întâmplător ne-am întâlnit în lumea aceasta. Eu cred că nu este o pură coincidență faptul că noi ne-am întâlnit astăzi, pentru că întrebări ca voi nu mi-a pus nimeni. Când ne întâlneam, turiștii îmi spuneau câte neveste ai. Dar voi mi a spus întrebări din Sfânta Scriptură, mi-ați spus întrebări despre bisericile Apocalipsei, întrebări de istorie, întrebări despre religia, despre cultura noastră. Sunteți altfel decât ceilalți turiști. Și plângând, ne-a spus, cred că ne vom mai întâlni odată, undeva, acolo unde a spus Allah că ne vom întâlni în Împărăția lui Dumnezeu. Poți să spui că un astfel de om nu poate fi mântuit? Eu nu pot să spun. E alegerea lui Dumnezeu. Însă omul acesta trăia ceea ce spunea și cu lacrimi în ochi vorbea despre credință, despre Dumnezeu, despre scriptură, cita din memorie scriptura. Ca să vă mai dau un exemplu. Am mers în bazar și știți cum e în bazar. Aglomerație, lume multă și cineva din grupul nostru și-a uitat portofelul cu bani în magazin. Păi a ieșit turcul ăla ca ars. Și a zis Cine-a pierdut portofel? Cine-a pierdut portofel cu bani? Aici, un portofel cu bani. Și a venit și a dat portofelul cu bani celui care îl pierduse. Poate că în România noastră creștină, în proporție de 90 și nu știu cât la sută, ar fi dispărută la secunda doi. Și dacă te-ai fi dus revendici, să spui, uite, am pierdut. Uite domnule, deci la câtă lume a fost, vezi de treabă, nu, nu știu, l-a luat altcineva, abar n-am. Era o sumă considerabilă. Înțelegeți? Spune Dumnezeu, nu cei ce aud legea sunt socotiți neprihăniți. Versetul 13 din Roman 2. Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Este foarte simplu. Când neamurile, măcar că n-au o lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege, își sunt singuri lege. Bă, știi că nu-i bine să furi. Așa a fost educat. Și nu fură. Și tu care spui că ești creștin și... Păi probleme, să trebuie nu știu câte instituții să rezolve problemele cu furturile, cu delapidările, cu evaziunea fiscală, cu toate astea. De ce? Pentru că, de fapt, auzi legea, dar nu împlinești. Și spune Pavel, nu cel ce aude legea este socotit nebrihanit, ci cel ce împlinește legea lui Dumnezeu. Un alt exemplu care ne vorbește despre Modul în care se apropie Dumnezeu de oameni, nu prin prisma religiei, ci prin prisma credinței, este cel dat de discuția pe care Mântuitorul a avut-o cu femeia samariteană. Acolo ea a încercat, la un moment dat, când Isus Hristos a intrat în sufletul ei și i a arătat păcatul, i-a arătat că trăia în păcat a încercat să ducă spre sfera politicei religioase discuția. Doamne, unde trebuie să ne închinăm? Pe muntele ăsta, Garizim sau la Ierusalim? Hai să vedem cine dintre noi are dreptate și mântuitorul îi răspunde foarte clar: Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem că și mântuirea vine de la Iudei, pentru că Dumnezeu le-a dat, legămintele sfinte le-a dat, legea le-a dat, scriptura. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește tatăl. Deci nici aici, nici acolo. Închinarea în Duh și în adevăr. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu are un adevăr. Nu poate să fie și adevărul musulmanilor, și al catolicilor, și al adventiștilor, și al pentecostalilor, și al baptiștilor. Nu poate să aibă șapte adevăruri Dumnezeu. Are unul singur. Însă noi înțelegem o parte din adevărul lui Dumnezeu. Și adevărul ăsta nu este doar teoretic, ci este o experiență pe care o avem cu Dumnezeu. Iisus spune despre sine că este calea, adevărul și viața. Așadar, observați că în lucrarea sa mesianică, Iisus nu a legat atât de mult de concepte teologice umblarea cu Dumnezeu. Sunt anumite învățături clare, niște porunci ale lui Dumnezeu, dar de aici încolo el a pus foarte mare accent pe umblarea cu Dumnezeu, pe trăirea aceasta dinamică, pe cunoașterea dinamică a lui Dumnezeu, nu doar pe o înțepenire în anumite crezuri. Și îmi place foarte mult că Iisus Hristos nu abordează omul prin prisma religiei, ci prin prisma credinței. Și o aduce încet, încet pe femeia aceasta la adevăr și spune Eu sunt Mesia și după ce află adevărul acesta se duce și face o mare evangelizare în cetate. În cartea Apocalipsei, la sfârșitul timpului, spune capitolul 12 cu versetul 17 că Dumnezeu va avea un fix al lui. Se va uita la oameni și spune că în marea confruntare dintre bine și rău, care are loc, Dumnezeu se va uita la două caracteristici și balaurul se va uita la două caracteristici și va face război cu rămășița seminței Femeii care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos. Iar în capitolul 14 cu 12 spune: "Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus." Noi care religie este aici? Bineînțeles că sunt tot felul de argumente și aici și noi adventiști și alții încearcă să se poziționeze acolo, să spună: "Doar noi, doar noi, doar noi." Nu, spune foarte clar. Cei care păzesc poruncile și țin mărturia lui Isus sau au credința lui Isus. Așadar, Trebuie să trecem dincolo și să înțelegem că Dumnezeu este un Dumnezeu al tuturor oamenilor care vor să facă voia lui Dumnezeu. Nu acelora care sunt superficiali și spun, a, nu contează ce crezi, este, a, dacă vrei așa bine, dacă vrei inversie și mai bine. Important este să simți din când în când așa că te mai scutură Duhul lui Dumnezeu. Important este să te rogi, să ai o credință. Nu, nu vorbim de credința dracilor, dragii mei. Iacov spune că și dracii au credință, sunt fioară, când îl vedeau pe Fiul Lui Dumnezeu, voi, Doamne, ai venit nechinui înainte de vreme, aveau credință, asta e credința dracilor. Frica, da. Sau super entuziasmarea aceasta uh, superficială. Nu despre asta vorbim, ci vorbim despre această experiență cu Dumnezeu, care este unică, este subiectivă, este personală cauți adevărul lui Dumnezeu, da, te alipești de o biserică, dar vă garantez că dacă facem un test de doctrine în aceeași biserică, o să găsiți nu știu câte păreri legate de crezul respectiv. Poate că în bisericile Tradiționaliste, lucrurile stau mai bătute în cuie din punct de vedere teologic, dar vă asigur că și acolo sunt foarte mulți care habar n-au de doctrina bisericii respective. Îl întreb de ce crezi așa? Păi, așa am pomenit. De ce te duci la biserica respectivă? Păi, așa m-am născut. Dar nu este o urmare a bisericii pe baza unui crez sau pe baza unor convingeri. Și aș vrea să înțelegeți că nu lupt aici. Împotriva cuiva. Aș vrea să înțelegem fenomenul general că noi ne alipim de o biserică cu care rezonăm din anumite puncte de vedere. Adoptăm o anumită religie, mergem într-o anumită comunitate, pentru că acolo suntem aplecați din mai multe puncte de vedere. Dar nu înseamnă că ceilalți sunt neapărat greșiți în toate punctele sau că doar noi vom fi mântuiți. Pentru că, zice Mântuitorul, vor veni mulți de la răsărit și la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor, iar fi împărăției vor fi dați afară acolo unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Aici spune cuvântul că aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Declarativ, poți să spui multe, însă, faptic, așa se întâmplă în viața ta? Sunt multe declarații frumoase și pioase, dar au acoperire în realitate. Cum vede Dumnezeu trăirea ta? Cum vede Dumnezeu inima ta? Cum vede Dumnezeu credința ta? Asta este întrebarea. Și în, în cartea lui Isaia mi-a plăcut foarte mult la capitolul 19. Începând la versetul 21, vorbește Dumnezeu despre alte popoare pe care le va chema și pe care le va mântui. E vorba de Egipt, e vorba de Asiria, spune de la versetul 21 la 25. Atunci Domnul se va descoperi egiptenilor și egiptenii vor cunoaște pe Domnul ziua aceea, vor aduce jertfe și daruri de mâncare, vor face juruințe Domnului și le vor împlini. Astfel Domnul va lovi pe egipteni îi va lovi, dar îi va tămădui. Ei se vor întoarce la Domnul care îi va asculta și îi va vindeca. Și fiți atenți în continuare. În aceeași vreme va fi un drum care va duce din Egipt în Asiria. Asirienii se vor duce în Egipt și egiptenii în Asiria. Și egiptenii împreună cu asirienii vor sluji Domnului. Tot în vremea aceea, Israel va fi al treilea, unit cu Egiptul și cu Asiria, ca o binecuvântare în mijlocul pământului. Domnul oștirilor îi va binecuvânta și va zice, binecuvânta să fie Egiptul, poporul meu, și Asiria, lucrarea mâinilor mele, și Israel moștenirea mea. Wow! Păi unde este exclusivismul acesta? Nu zice Dumnezeu. Cei care mă primesc pe mine, cei care se pocăiesc, se întorc de la căile lor rele, că sunt egipteni, că sunt asirieni, că sunt din alt popor, vor fi poporul meu. Îmi place foarte mult versetul 25. Binecuvântat să fie Egiptul, poporul meu și Asiria, lucrarea mâinilor mele și Israel, moștenirea mea. Dumnezeu este Dumnezeul tuturor oamenilor. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu are un adevăr al lui care este unic, dar este al lui, nu al meu. Datoria mea este să-l caut, să-l găsesc. Și așa cum spune Ieremia, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Asta este datoria mea: să caut adevărul lui Dumnezeu, să-l caut pe Dumnezeu din toată inima, să împlinesc cât mai mult din ceea ce spune Dumnezeu. Însă, în ceea ce privește mântuirea, și raportarea lui la ceilalți oameni din alte biserici, din alte popoare, este strict problema lui. Nu mă pot eu interpune între ei și Dumnezeu să spun, mântuirea este numai la mine, Nu numai în biserica mea. Mântuirea este numai dacă accepți crezul acesta. Este fals. Vor veni mulți de la răsărit și la pus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor, iar fiii împărăției vor fi dați afară. Apocalipsa ne spune că rămășița aceasta păzește poruncile lui Dumnezeu și are credința lui Isus Hristos. Aș vrea să înțelegi adevărul acesta evanghelic, că Dumnezeu mântuiește pe cine vrea, este suveran, Că Dumnezeu se uită la credința ta, nu la religia ta. Că Dumnezeu se uită la ceea ce faci, nu la ceea ce spui atât de mult. Că socotit neprihănit este cel ce face faptele legii, nu cel ce ascultă. Și mântuirea este prin Isus Hristos. Așadar, dragi prieteni, Haideți să lăsăm la o parte aceste încrâncenări și aceste ambiții prostești pe care le adoptăm de multe ori unii împotriva altora. Să ne privim cu dragoste, să ne privim cu iubire, cu înțelegere. Și dacă găsesc ceva bun într-o anumită biserică, se iau de suflet. Dacă pot să ajut pe cineva, să ajut cu dragă inimă și să fiu conștient că toți oamenii sunt copiii lui Dumnezeu, răscumpărați prin sângele lui Isus Hristos, eu am datoria să predic Evanghelia, să predic această mântuire, așa cum o înțeleg. Sunt nedesăvârșit în ceea ce fac. Mai departe, de desăvârșește Dumnezeu dar haideți să lăsăm pe Dumnezeu să dea mântuirea. Să nu ne erijăm noi în împărțitori ai mântuirii și în judecători ai oamenilor. Pentru că oricum se va întâmpla tot cum vrea Dumnezeu și tot cum va alege Dumnezeu. Să știți că cerul va fi plin de surprize. Împărăția lui Dumnezeu va fi plină de astfel de surprize. Vei întâlni acolo oameni care nu te-ai aștepta să fie. Și nu vei vedea acolo oameni despre care nu ți-ai fi închipuit niciodată că ar putea să lipsească din împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeul tuturor oamenilor. Să nu uiți niciodată acest adevăr. Și dacă îți va da mântuirea, este pentru faptul că Isus Hristos a murit pentru tine și pentru că ți-a dat iertarea pentru păcatele tale a murit pentru tine și a vărsat sângele și a spus, ești copilul meu. Dacă Dumnezeu va da mântuirea unor oameni despre care eu cred că nu sunt vrednici, este alegerea Lui, este jertfa Fiului Său, este alegerea Lui suverană să dea mântuirea cui vrea. Fie că a lucrat o oră în vie, fie că a lucrat 11 ore în via Lui Dumnezeu. Până la urmă, Dumnezeu rămâne tuturor oamenilor, iar mântuirea este dată de Dumnezeu acelora pe care El îi consideră neprihăniți și sfinți. De aici nu putem să plecăm nicăieri și nu putem să contrazicem sau să facem ceva împotriva alegerii suverane a Lui Dumnezeu.